Salut și bine venit! Eu sunt Sorin de la howtoplay.ro și astăzi vorbim despre localuri unde te poți juca board games. În acest video voi vorbi despre o parte din localurile din București. Vor urma și alte videouri cu alte localuri din București, dar și cu localuri din țară. Tocmai de aceea, dacă știi alte localuri din București, altele față de cele pe care le prezint eu astăzi, te rog să mi le lași în comentarii. De asemenea, dacă știi localuri din țară, te rog să mi le lași și pe acestea în comentarii, pentru că eu știu așa. Avem în Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Brașov, Iași și Sibiu, am impresie. Te rog să-mi confirm dacă sunt localuri de joacă în aceste orașe și dacă știi și altele, chiar te rog să mi le lași și în comentarii. În acest video v-am zis că vorbesc de o parte din localurile din București. Am fost zilele trecute în vizită pe la ei, și nu numai că am trecut pe acolo, dar am și vorbit puțin cu proprietarii. Primul pe listă a fost Snakes and Wizards. Locația exactă este pe strada Ilarie Shendi, numărul 5. După cum vedeți, locația este una colorată, are multe mese și atuul principal, o colecție impresionantă de jocuri. Snakes are peste 700 de jocuri în propria colecție. Dacă totuși doriți să vă jucați cu propriul joc în locația lor, ei au o condiție. Dacă jocul tău se află în colecția lor, tot va trebui să plătești prețul pentru închiriere. Dacă jocul nu este în colecția lor, atunci ei te vor primi gratis. Că am vorbit de preț, la Snakes and Wizards este 6 lei de persoană per vizită. În locație găsiți tot felul de băuturi și ceva snack-uri. Dacă totuși vi se face foame, puteți comanda de mâncare și să luați masa în locație. Cei de la Snakes and Wizards sunt deschiși la cereri, așa că dacă vă doriți ca ei să aibă un joc în colecția lor, le puteți spune și dacă este cerut de ceva ori, au spus că jocul îl vor aduce în locația lor. O ultimă întrebare în mini-chestionarul meu, atunci când am fost și am întrebat, a fost pentru ce vine lumea preponderent la ei în locație. Evident, la Snakes and Wizards lumea vine preponderent să se joace. A doua locație despre care voi vorbi azi este One Up Gamers Pub. Locația exactă este în zona romană, pe strada Mendeleev, numărul 29. One Up Gamers Pub este o locație relativ nou deschisă, dar ei își doresc să unească mai multe ramuri. De ce spun asta? Pentru că au o cameră dedicată pentru pasionații de anime-uri, cameră dedicată pentru jocuri electronice, cameră dedicată pentru fanii Marvel și cameră pentru board games, bineînțeles. Ei de asemenea permit să vă aduceți propriul joc și să vă jucați în locația lor, iar costul este de 10 lei de persoană. Când am fost eu și am filmat, vremea era relativ ok și ei mi-au spus că permit și joacă inclusiv în curte. În locație găsiți tot felul de băuturi și snack-uri. Nu mai aduc aminte exact dacă permit cu mâncare în locație sau nu, dar vă îndemn să mergeți și să verificați chiar voi. I-am întrebat și pe ei dacă sunt dispuși să aducă jocuri și au spus că dacă sunt suficiente cereri, aduc și ei jocul în locație. De asemenea, i-am întrebat pentru ce vine lumea preponderent. La momentul interviului, să zic așa, în momentul în care i-am întrebat, fiind relativ nou deschis, și au spus că încă sunt undeva la 50-50. O parte vin să socializeze, să bea și o parte vin și să se joace. O a treia locație la care am fost este de cealaltă parte a bulevardului Magheru, este Lente Dionisie Lupu. Acesta se află pe strada Dionisie Lupu, numărul 78. Locația este una foarte mare. Se întinde pe două etaje. Găsiți jocuri la parter și la etaj. La ei găsiți tot felul de băuturi și sigur găsiți și mâncare. Vă puteți aduce și jocuri de acasă dacă vreți. Taxa de joc în locație este de 15 lei per joc.
Când i-am întrebat dacă sunt dispuși să aducă jocuri noi în locația lor, au spus de asemenea că sunt, mai mult ca sigur, sunt deschiși pentru a aduce noi titluri în locație. Când i-am întrebat, în schimb, pentru ce vine lumea preponderent, ei mi-au spus că, inițial, când au deschis, acum mai mult timp, lumea venea să se joace. Dar că acum s-au schimbat un pic lucrurile și, preponderent, lumea vine să mănânce și să bea. O a patra locație se numește tot Lente, doar că Lente Arcului. Locația exactă este pe strada Arcului numărul 8. Deși locația este una foarte faină, are o curte frumoasă, frumos amenajată, spațiul de joacă este permis doar la interior. La ei găsiți de asemenea tot felul de băuturi și de mâncare. În schimb, am uitat să întreb cât este prețul la ei. Bănuiesc că în aceeași arie ca celelalte locații. Chiar dacă locația lor nu este una foarte mare, sunt deschiși să aducă un joc dacă este cerut de mai multe ori. La întrebarea pentru ce vine lumea preponderent în locația lor, cei de la Lente Arcului mi-au spus că preponderent lumea vine să mănânce și să bea. Cu toate că atunci când am filmat eu, exista cineva în locație care se juca. Al cincilea local, despre care vreau să vorbesc în acest video, se numește Man Cave. Locația acestuia este lângă Politehnică, pe strada Economul Cezărescu, numărul 61. În locația lor, undeva în spate, sunt și câteva console de jocuri electronice, FIFA și GTA și mai știu eu ce. Iar în restul localului, în parte din față, vă permit să vă jucați. Puteți veni și cu jocul vostru de acasă, dar tot veți plăti taxa, care este de 5 lei per joc. În locație găsiți ceva băuturi și mâncare. Câteva băuturi am văzut acolo și cafea. Ei la bază sunt un mic local specializat pe cafea. Și recent ne-au spus că au deschis și zona de pizza. Au o pizza foarte bună. Cei de la Man Cave sunt deschiși să aducă jocuri dacă le sunt cerute. Pentru că cei de la Man Cave sunt situați lângă Politehnică, practic sunt lipiți de gardul Politehnicii, ei mi-au confirmat că majoritatea clienților lor sunt studenți și vin să se joace mai mult în pauza dintre cursuri și laboratoare. În rest, ceilalți clienți vin pentru pizza și în special pentru cafea. Cam atât despre acest video, despre o parte din localurile din București unde te poți juca board games. Te aștept în comentarii cu sugestiile tale pentru alte localuri din București, dar și pentru localurile din țară. Nu uitați de site-ul nostru howtoplay.ro, unde găsiți jocuri la toate magazinele de specialitate și nu numai. Până data viitoare, spor la joacă! Pa, pa!